S-au uitat la filmele cu hoți și au vrut să aplice tehnicile, doar că nu le-a mers. Doi puști din comuna Unțeni, de 15, respectiv 16 ani, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Pe 20 ianuarie, băieții au intrat într-un spațiu comercial și au îndesat sub geci accesorii de telefon și produse alimentare, iar apoi, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, au trecut pe lângă casa de marcat spre ieșirea din magazin. Comportamentul lor a dat de bănuit paznicului, iar bărbatul a sesizat sub geci bunurile sustrase și a sunat la 112. La fața locului a ajuns un echipaj de poliție. În prezent, cei doi minori de 15, respectiv 16 ani, sunt cercetați sub aspectul comiterii infracțiunii de furt, urmând ca, în funcție de rezultatul cercetărilor, să se propună o soluție procedurală. Prejudiciul se ridică la suma de 400 de lei și a fost recuperat.